Bine ați venit la mobilisimo.ro, am în mână un telefon Samsung Galaxy A54, telefonul mid-range prin definiție. Și unul dintre atributele sale e că pierde rapid din preț. De pe 21 martie când a venit în România și până acum, a devenit mai ieftin cu 4-500 de lei. Are procesor Exynos, da, Samsung încă mai crede în aceste procesoare, are cameră triplă în spate, acolo unde A53 avea una quad și are un senzor principal de 50 cu stabilizare optică, ceea ce sună destul de bine. Apoi avem de-a face aici cu un design pe bază de sticlă în spate și avem o nuanță destul de arătoasă aici de verde lime, plus un ecran care este un pic mai mic și face telefonul un pic mai comod, de la 6.5 pe 53 la 6.4 inch aici. Am testat bateria, difuzoarele stereo, am încercat niște throttling și gaming la teste, ce a ieșit vă spun în recenzie care tocmai începe acum. O să începem cu spatele ăsta arătos al telefonului, mă rog, arătos dacă preferi telefonele lucioase. Știu, am văzut comentariile voastre din unboxing, ăsta este un spate din sticlă, nu din plastic, cum am afirmat în mod eronat în unboxing. Deci, sticlă în spate, sticlă în față și avem o ramă din plastic aici, unul care are o textură și o culoare care îmi amintește cumva de staniolul de la ciocolată, de poleala de la ciocolată. În fine, telefonul ăsta e certificat IP67, rezistă la apă și praf. Nu așa mult ca IP68, poate fi scufundat până la 1 metru timp de 30 de minute. 8,2 mm în talie, 202 grame greutate, grame bine distribuite, nu-l simt prea greu, nici în zona de sus, nici în cea de jos. Ok, trebuie să vă spun ceva foarte important, a crescut grosimea muchilor ecranului. Acolo unde Galaxy A53 avea un screen to body ratio de 85,4%, aici avem 82,9%. Asta e raportul dintre ecran și corp. Deci, da, muchile sunt mai groase. Măcar decupajul pentru camera selfie rămâne mititel. A scăzut diagonala de la 6,5 la 6,4 inci, făcând telefonul un pic mai manevrabil, cel puțin așa mi se pare mie, inclusiv cu o singură mână, chiar dacă trebuie să faci un pic de gimnastică de degete ca să faci swipe de sus în jos. Stă bine la aderență, îmi place nu asta, asta lime, dacă nu vă place lime aveți grafit, violet și alb, ca să alegeți. Deci, un telefon solid construit, arătos, dar puțin stricat, lucrul plăcut de aceste muchii un pic cangroase, în special bărbia. Mai departe vorbim despre ecran, acest telefon vine cu un display. Super AMOLED, cum altfel, 6.4 inch, rezoluție 2340 pe 1080 pixeli, refresh rate de 120 Hz, suport HDR10+, și Gorilla Glass 5 ca protecție aici. Um, avem Gorilla Glass 5 și în spate, am uitat să menționez treaba asta mai devreme. Punem la treabă experiența vizuală folosind clipul nostru clasic de test. Full screen, frumos, cum șade bine. Un panou luminos, cu negru adânc, culori vibrante, contrast excelent chiar și în bătaia soarelui, suntem cu un pas aproape de vară și unghiuri de vizualizare destul de largi. Aranjament de pixel de tip Pentile Matrix, așa ne arată microscopul nostru, iar la testul cu Luxmetrul, în sfârșit un rezultat bun. De ce în sfârșit? Păi, acolo unde Galaxy A53 avea 472 de lux, aici avem 798. Ăsta da salt. Am depășit al de Xiaomi 12 t Pro, motorul la h 30, dar suntem sub Huawei Nova 10 Pro și sub Redmi Note 12 Pro. În cazul în care vă întrebați ca să putem face filmarea asta, aici stăm cu luminositatea, că altfel arată ciudat filmarea și ecranul. Mergem aici la display și vă arăt niște setări. Avem setări pentru dark mode, luminositate, luminositate adaptivă, setări pentru refresh rate, adaptiv sau standard, ai comfort și setări de culoare, vivid sau natural. Plus balansul de alb, reglat pe RGB sau cu acest slider de cald sau rece. Opțiuni Easy Mode, Time Mode, Navigation Bar și Always On Display la posturi. Am terminat cu ecranul. Cred că v-ați dat seama că sunt încântat de el și acum trecem la procesor. E bine, chiar dacă Samsung a abandonat Exynos-ul de pe Galaxy s nu l-a uitat pentru Galaxy Auri a pus aici un exynos 1380 de 5 nanometri octa la 2,4 GHz cu GPU Mali G68 MP5 însoțit de însoțit de 8 GB de RAM în cazul de față mai o versiune cu 6 GB de RAM și 128 GB de stocare mai o versiune cu dublu avem parte de slot microSD de asemenea și n-am remarcat nici throttling nici supraîncălzire um, în jocuri și benchmark-uri n-am pierdut mai mult de 14% din performanță Aș spune că nu e lag la utilizarea de zi cu zi. Știu că am zis asta în unboxing, dar e ceva ce apare prima, doua zi. Apoi nu am mai avut parte de lag, vreo problemă din asta cu un sau funcționare mai lentă. Eventual să apară după ce ai făcut un update și abia ai pornit telefonul. Doar atunci. În fine. Hai să vedem cum stăm cu benchmarkurile, urile Intrăm frumos aici în teste. Benchmark. În totul nou. Suntem deasupra lui Galaxy 52 S5G cu, din câte văd eu, 6000 de puncte. Mai important de asta e că depășim Vivo V23 5G, Redmi Note 12 Pro plus 5G, ceea ce nu puțin lucru, telefonul ăla are un procesor foarte puternic. Suntem sub Honor 70 și Motorola H30, deci Snapdragon-ul încă se ține bine cel 778 sau 778+. Aici avem Geekbench 6 și am întrecut în multicore Galaxy A34, Moto G73 și din nou Redmi Note 12 Pro plus 5G. Din păcate, n-am termen de comparație deasupra. Benchmark-ul ăsta abia s-a lansat și, vedeți, nu mai flexi și pur deasupra acestui Galaxy A. La testul de GPU, 3D Mark Slingshot Extreme ES, iată-ne deasupra lui OnePlus 6T și Xperia 1. Asta nu e foarte relevant, mai relevant e că batem iar un Redmi Note 12 Pro, Vivo V23, dar suntem sub Ana 70 și Motorola H30. În principiu, comportament de telefon tipic de midrange din 2023, totuși sunt unele telefoane de anul trecut cu Snapdragon care îl bat din zona midrange, cu prețuri apropiate, deci atenție. 41,7 grade Celsius am atins la testul de temperatură în benchmark-uri, deci la utilizare îndelungată cu aplicații intense, se încinge. Și mă refer aici și la jocuri. Chiar dacă la testul nostru de... Uh, Temperatura în jocuri, am ajuns la 34 de grade Celsius Dar din nou, dacă e un joc foarte intens, ca Genshin sau Diablo, există risc de supraîncălzire Bateria este o unitate de 5000 de mAh, litiu polimer Cât despre încărcare, vă zic că nu avem încărcător la pachet Dar uh, playback-ul video arată bine, primul nostru test este de playback video Și am obținut 20 de ore și 12 minute peste Galaxy A53 cu 2 ore, peste Redmi Note 12 Pro și peste Huawei Nova 10 Pro. Cu această valoare suntem sub Honor Magic 5 Lite, dar și sub Nothing Phone. Hai să vedem cum stăm la utilizarea continuă. 12 ore, 51 de minute. E ok, nu este un record, dar e rezonabil. A depășit un Poco X4 GT și un Nothing Phone, dar și pe Redmi Note 12 Pro. Este sub Galaxy 53 cu 25 de minute și sub Honor 70, dar și sub Motorola Edge 30 Neo. Încărcarea cam lungă, o oră și 27 de minute, ceva ce vedeai acum câțiva ani. Încărcător third party e drept. În jumătate de oră ai 46% baterie încărcată și avem și opțiuni power saving. Pe partea de acustică avem un speaker jos și earpiece-ul aici, cel pentru convorbiri, dublând drept celălalt difuzor. Nu avem jack audio în cazul în care erați curioși, dar avem, a spune, o sumedenie de setări pentru acustică. Mă refer la Dolby Atmos cu modurile acestea, Auto, Movie, Music, Voice, plus egalizatorul cu genuri muzicale și 9 canale custom, dar și UHQ Upscaler și adaptarea sunetului pentru diferite tipuri de vârste și urechi. Mai departe o să punem speakerele la treabă cu acest sample special de pe canalul nostru care din câte văd a împlinit 100 20.000 de abonați. Ok, câteva impresii acum. Volumul nu mă dă pe spate în mod deosebit, mi se pare că este ok volumul de aici, vocile se aud bine, în altele sunt plăcute, mediile sunt plăcute, basul este acceptabil, mi se pare că se putea un pic mai bine de atât. Și atunci când ascult ceva care are synth, sintetizator puternic, ca, nu știu, de peș mod, Duran Duran, IMX, chestiile astea, acel sintetizator poate să fie un pic prea intens, un pic strident, ca să zic așa. Hai să vedem ce arată testele cu decibelmetrul. Cu sample acustic am ajuns la un scor modest Sus 76,6 decibeli, în vreme ce jos e un scor mare, 84,3. E clar că speakerul de jos duce tot greul. Um, cu această valoare de aici aflați că am depășit Galaxy A53 pe Honor 70 și pe Huawei Nova 10 Pro. Ne plasăm totuși sub motorul H30 și Vivo X80 Lite. La gaming nu e impresionant, suntem la coada clasamentului: 90,1 decibeli sub Huawei Nova 10 Pro, Galaxy A53 și multe alte telefoane, sute de alte telefoane peste. Ce mai relevant pe aici ar fi rămas Xiaomi Mi 11 light și Honor Magic 5 light. Deci, la jocuri, nu mă spate volumul, așa cum am zis și mai devreme, la muzică, la testul nostru de pe canalul YouTube. Acum vorbim despre cameră. O să pun un fundal alb să se vadă mai bine de cupajul ăsta. Cameră selfie de 32 de megapixeli, filmare 4K30 și focalizare fixă. A scăzut numărul de camere din spate. Acolo unde Galaxy A53 avea 4 camere și predecesorii să e la fel, acum avem trei camere. Am scăpat de camera bokeh. A rămas cea macro de 5 megapixeli, a rămas cea ultra wide de 12 megapixeli, cea principală de 50 cu stabilizare optică, face detection autofocus și deschidere F1.8. Bun. Anul trecut aveam și o cameră bokeh de 5 megapixeli extra. Iar acum e momentul să vă arăt toate mostrele foto realizate de colegul Claudiu, atât ziua cât și noaptea. Să începem deci. Galeria a fost realizată de colegul Claudiu în parcul Drumul Taberei, dar hai să începem cu selfie-urile. Ca și majoritatea celorlalte telefoane Samsung și acesta se descurcă foarte bine la selfie-uri, mă refer la textură, detalii, claritate. Avem și un bokeh cu o separare bunicică a subiectului față de fundal, doar că uneori mai sunt și rateuri, cum se întâmplă aici, lângă ochelari. Lucrul de remarcat, textura hainelor și textura feței, se văd foarte bine liniile de expresie și detaliile faciale, în special la lumină, și diferența între lumină și umbră. umbră, felul în care pică lumina, mai bine zis. Sunt îngântați și de culori, dar cele ale subiectului, nu neapărat ale fundalului, care e deseori supraexpus. Cam atât la capitolul selfie, ai acum să vedem cum stăm cu camera principală. În general s-a descurcat bine la culori, în afară de nuanțele de verde, care mi se par un pic prea vibrante, prea exagerate. Acum hai să vedem și alte tipuri de capturi aici, Trebuie să vă spun că dacă vi se pare că avem o cameră principală înfometată de lumină, cea ultra white face poze un pic mai întunecate. Asta dacă vreți să obțineți capturi un pic mai întunecate. Nu sunt diferențe foarte mari coloristice între ele și asta este un lucru bun. Iar chiar și când avem fotografii cu soarele în față, zic că nu au ieșit rele deloc. Acum, când vine vorba de zoom, cam până pe la 4x lucrurile arată ok. Dacă te duci un pic mai încolo, o să vezi o grămadă de zgomot. Hai să căutăm și ceva mai viu colorat, precum aceste garduri care ne sunt reper la fiecare test făcut în zona drumul taberei. Așa cum ziceam, culorile sunt excelent surprinse, în special roșul, în vreme ce verdele, v-am zis că mi se pare cam prea intens, mai degrabă în cazul vegetației decât al acestui gard. Încă o serie de cadre aici și vedeți diferența între captura standard, luminoasă și cea ultra-white, un pic mai întunecată. Hai să căutăm acum și niște close-up-uri. Avem câteva aici, consecutive. Un telefon care se resurcă bine la acest capitol. Ba chiar foarte bine. Ies excelent și macrourile, Nu am multe obiecții, îmi place textura de aici. Și în cel mai rău caz a fost nevoie de două, trei încercări ca să iasă bine, dar merită, pentru că rezultatul este spectaculos. Foarte multe detalii și o textură satisfăcătoare. Trecem și mai departe, avem și niște flori. Aici e un scenariu în care roșul e și prea intens pentru acest telefon, dar e o raritate. Mai degrabă prinde culori plăcute și realiste decât deformate, cum se întâmpla în cazul acelui roșu. Deci florile astea au ieșit binișor. Și avem aici câteva poze foarte frumoase din parcul drumul taberei, arătoase, expresive, dynamic range, satisfăcător, cerul arată bine, deci nu pot să zic că am prea mari obiecții. Acum, la final de galerie pe timp de zi, vă zic că telefonul se bate cu Nothing Phone 1, cu motorul la 30 cu Honor 70, cam pe acolo e. Vedeți voi, anul ăsta, deși au trecut 4-5 luni, nu prea am testat telefoane mid-range. Încă. Încă. Nu multe. A, bun, asta a fost captura pe timp de zi. Captura foto, acum trecem noaptea. Dacă vrei să faci treabă cu telefonul ăsta, o vei face cu night mode. Asta e poza standard Asta e poza cu night mode. Totul devine mai clar și acolo unde ai avut surse prea mari de lumină, ele se vor aranja odată ce ai night mode activat. Asta este o fotografie amaturicească, în vreme ce asta cu night mode e o captură destul de bună pentru a fi publicată pe Facebook. Cam asta e diferența și în mare vă recomand să folosiți cât de des acest night mode în cazul în care vi se par luminile prea mari, prea mult zgomot sau de ce nu zone violet. Asta este captura ultra-white și așa cum zic mereu la mid-range-uri, mai bine dăm skip. Încă o serie de cadre pe aici și mai găsit unele și în recenzia text. Clar, night mode, e vedeta de departe. Avem și câteva selfie-uri care sunt, să zicem, rezonabile, nu mă dau pe spate. E musai, zic eu, să folosiți funcția de blitz care aprinde ecranul mai mult. Am terminat cu pozele și e cazul acum să vedem cum stă la capitolul video. Avem multe teste de stabilizare, asta pot să vă zic, dar hai întâi să vedem cum stăm cu selfie-urile, în general, telefoanele astea mid de la Samsung filmează excelent în 4K, nu este o excepție aici, parcă îmi place mai mult filmarea selfie decât captura foto selfie, care nici n-a fost rea. Clar poți să faci treabă cu vlogging cu acest smartphone. Acum hai să vedem și un test de culori. O să vă surprind de ce spun acum, dar mi se pare că nuanțele nu sunt atât de vibrante la captura video, precum cea foto ceea ce nu-i neapărat ceva rău dacă le preferi mai realist calibrate. Hai să vedem acum și un test de focalizare. Un telefon destul de fâșneț la acest capitol, focalizare rapidă și precisă. În vreme ce pe aici prin galerie, cu siguranță, avem și o serie de capturi care arată teste de stabilizare. Asta este un test al filmării Full HD. Hai să auzim și ceva ambianță. Când ai modul Steady activat, stabilizarea e fără cusur. Problema e că merge doar în Full HD. În 4K, vedeți voi, apare chestia asta, tremuratul ăsta, jocul ăsta, dintr-o parte în alta, ca și cum mai ține telefonul pe o bilă. Remarcăm treaba asta nu doar când filmăm din mers, ci și la panoramarea uneori, așa că atenție la filmările 4K. Da, au detalii de flagship de acum 2 ani, dar în același timp, vedeți voi, jocul ăsta nu e chiar satisfăcător. Mai departe... Hai să vedem ce mai primim aici. Avem și captura asta. Dacă tot vreți o panoramă cu foarte multe detalii și un test de zoom. Satisfăcător până pe la 4x, ceea ce pot spune și despre foto. Acum chiar că am terminat cu filmările pe timp de zi, rețineți selfie foarte bun, detalii bune la 4K, stabilizare doar pe Full HD cu mod steady, iar filmarea nocturnă arată cam așa. Văd reflexii, văd halouri mari de lumină și destul de multă lumină capturată, dar e și zgomotă la distanță. A spune că aici se vede limitarea clasică și obișnuită a unui telefon mid-range. Claritatea nu e chiar rea. Evident, lucrurile se mai strică atunci când filmezi din mers în comparație cu captura pe timp de zi. Mai multe detalii, evident, în recenzia text, gata cu camera deocamdată, vedetele fiind, cred că, video selfie, modul night, culorile capturate ziua în afară de vegetație, și cam atât. Și stabilizarea cu mod steady. Acum o să vorbim despre conectivitate. Telefonul ăsta ne propune clasicele 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, jos un port USB-C 2.0 cu suport OTG. Era să uit, avem și GPS. Iar apelurile se aud tare și clar. N-am obiecții la acest capitol. N-am uitat de speed test. Îl avem chiar aici. Și hai să vedem ce am obținut ca rezultate. La Wi-Fi am ajuns până la 540 de mega pe secundă la download și 742 Mbps la upload. Știu, lipsește testul 5G, dar o să revenim cu el în recenzia text. Mea culpa. Mai departe vorbim despre software și dacă ai văzut vreo recenzie la Galaxy 23 știi exact, dar exact la ce se te aștepți. Nu de alta, dar e 90% din experiență aici. Începem cu widgeturile, zic eu, sunt acestea, inclusiv cel nou de baterie, care este arătos. Am și widget stack, stacked, am și Bixby Vision, Calendar. Este un fel de minimalism și simplitate, cam pe asta se merge aici foarte mult. Nu mai sunt widget-uri sau cu animații nebunești. A trecut perioada aia. Ok, acestea sunt widgeturile. Asta e zona drop-down, care include quick settings. Și, evident, notificări grupate împreună, nu separat ca la Huawei-uri, Xiaomi-uri și iPhone-uri. Asta este zona care agregă știrile, eu folosesc butoane virtuale, dar puteți folosi foarte bine și navigarea prin gesturi. Și evident avem și bara Edge, care este omniprezentă, cred că de la Galaxy S7 încoace, dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel, mă veți corecta în comentarii. Acum, în zona de setări găsim o grămadă de lucruri interesante. Zona de conectivitate, dar și zona connected devices. Aici vei găsi cam tot ce contează. Căștile tale Samsung, ceasul tău Samsung, alte dispozitive, link to Windows, te poți conecta la PC-ul tău cu Windows, multicontrol, Smart View, Galaxy Wearable, SmartThings și chiar Android Auto. Deci poți să te conectezi la obiectele tale inteligente din casă care suportă SmartThings și multe, multe cu brand Samsung de la mașini de spălat la frigidere și altele. Modes and routines. Aici poți programa diferite rutine. Alegi un mod în funcție de ceea ce faci și unde ești. La teatru, conduci, sport și altele. Și rutine veți preprograma diferite activități. Spre exemplu, intri pe ușă, a pornit cafetiera, a pornit mașina de spălat. O chestie de asta prin interconectarea dispozitivelor. Suneci vibrații, display, wallpaper și stil, aici poți să faci schimbările dorite, știți funcția aceea propagată în Android de 12 și 13, ia culori din wallpaper și le aplică la nivel de meniuri. Lock screen, always on display, pe partea de securitate avem cilitor de amprente și de blocare facială, cilitorul de amprente este rapid și precis, integrat în ecran, iar alte lucruri interesante, zona asta experimentală cu laps cu setări asociate butonului Power, adică funcții pe care le poți asocia unei duble apăsări, spre exemplu, mod de utilizare cu o mână, nu e nevoie de el, că ecranul e destul de mic, efecte la apeluri video și Game Launcher, dar și Dual Messenger. Asta este zona în care vei administra resursele telefonului, baterie, stocare și memorie. Memoria adică RAM și aici avem parte de funcția RAM Plus, care extinde stocarea cu până la 8 GB luând din memoria internă auto-optimizare, update software și cam atât, inclusiv digital well-being și parental control, încât să scap de adicția digitală și statul prea mult pe TikTok, Instagram și alte cele. Gamerii au parte de o zonă dedicată, Game Launcher, chiar aici, care include și altele, inclusiv un Game Booster și niște extra funcții care te ajută să te joci mai eficient și mai plăcut. Acum, alte lucruri preinstalate pe telefonul ăsta, păi am aici un folder întreg cu tot felul de Smart Things, Voice Recorder, Samsung Health, Internet, Bixby, AR Zone, Smart Switch, suita Google, evident la posturi, apoi suita Microsoft, Office 365, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Play Store, Samsung Members, Galaxy Store, Facebook, Spotify, Netflix, alte câteva aplicații de bază, calculator, YouTube, Music și Samsung Notes, unde să luăm noi, foarte frumos, notițe. Nu o fi asta vreun Note sau vreun device cu S Pen, dar e util să ai o aplicație de la notițe. Bun, Samsung Global Goals, Samsung Free și cam atât pe acest smartphone. A venit momentul verdictului. Înainte de verdict vă amintesc și faptul că acest smartphone va primi 4 ani de actualizări Android și 5 ani de update-uri de securitate. Și acum să trecem la treabă. Trecem la aspectele Pro, pentru că dăm și verdictul. Ecran foarte luminos, imersiv și cu niște culori vii. Captură nocturnă excelentă cu night mode activat. Stabilizare solidă când folosim filmare Full HD cu mod steady. Fotografii de calitate cu camera principală și captură selfie solidă 4K mai bună de vlogging. Aș aminti și o construcție premium aici cu sticlă în spate și o manevrabilitate foarte bună, în sfârșit un telefon pentru mâinile mai mici. 6.4 inch, un sweet spot pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme. Certificare IP, slot microSD și 4 ani de actualizări menționați mai devreme, o baterie destul de ok, o adăugăm și pe ea. Bun, asta au fost aspectele pro, la capitolul contra aș spune că muchiile sunt acum mai groase pentru ecran față de Galaxy A53, nu putem uita treaba asta. Alte lucruri de menționat, aș aminti faptul că avem un procesor Exynos, care parcă nu e așa de potent cum sunt Snapdragon-urile midrange ale momentului, apoi încărcarea destul de lentă, faptul că nu avem încărcător la pachet, um... Clipurile nocturne, aș spune că sunt un neajuns, și de asemenea selfie-urile nocturne, dacă le trecem aici, volumul speakerelor nu m-a dat pe spate, și discrepanța între cel de jos și cel de sus, de asemenea nu avem stabilizare atunci când filmăm 4K și panoramăm. Și mă întreb cât de bine va mai funcționa telefonul ăsta peste 4 ani, când va primi ultimul update Android. Asta e grija mea legată de CPU-ul Exynos. Bun, mie mi se pare că este un telefon aici care este numai bun pentru un student, pentru un vlogger, pentru un călător și pentru o persoană care consumă conținut pe acest ecran AMOLED luminos. Este bun pentru vlogging, pentru că are o cameră frontală cu filmare 4K, se descurcă și la bokeh foarte bine. Este un telefon foarte bun și noaptea, dacă te joci cu night mode, știe și stabilizare prin acel mod steady. Deci rămân la descrierea asta, telefon de student, vlogger și eu zic să așteptați puțin că se va ieftini. Deja s-a ieftinit cu 4-500 de lei. Dacă mai aveți răbdare în o lună sau ceva de genul ăsta, deja cred că o să vă surprindă cu vreun 1700 de lei și în cele din urmă se va duce la 1500 spre finalul verii, poate. Asta este predicția mea. Zic să căutați toate testele posibile a acestui procesor Exynos. Am văzut că atunci când m-ați văzut că testez telefonul, v-ați temut de lag sau vreo problemă. Personal mi-am alungat câteva frici cu Exynos-ul ăsta, n-am avut probleme cu el, dar zic să studiem chestiunea mai pe larg și poate revenim cu un long term review. Rețineți telefon de student, vlogging, consumat conținut și în sfârșit telefon pentru cei cu mâna mică. Dacă ai mâna mică și cauți telefon, s-a întors sweet spot de 6,4 inci. Cam atât la mobilissimo, la revedere!